liceu, care mi-a pus o ușă deschisă și în seara aceasta, în amintea noastră, să putem să fim în casa Tatălui, în casa de rugăciune. Avem și vreme să ne apropiem de Cuvântul Domnului. Să ne cingem coapsele minții noastre ca să putem înțelege și să ne fie de folos și să-i dăm cinstea și respectul care îi se cuvine și să înțelegem folosul atât de mare care îl are El pentru noi. Aș vrea să întreb, măcar că nu sunt așa de mulți copii în adunare, cam cât sunt așa pe la vârsta de 12 ani? 11, 12, 13? Vă puteți ridica? Sunt, dar nu-i curaj. Hai, le fac, așa, ele... Robi, câte ani? Am zis în jur de crește, 11, 13. Și poate că mai sunt. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și bine ar fi să faceți și la vârsta voastră cam ce a făcut Domnul Iisus. Sunt așa de multe lucruri care le putem învăța din textul care a fost spus în anumită noastră. Unele dintre ele o să le atingem doar așa scurt, pentru că nu este timp. Primul dintre ele este obiceiul pe care aveau părinții Domnului Iisus. În fiecare an, la Paște, era mulțit de la Ierusalim, de la casa Tatălui Ceresc, de la templu. Așa după cum a poruncit Dumnezeul Moise în vechime și după atâta vreme îi respectau lucrul acesta. De trei ori pe an, toți bărbații lui Israel trebuia să-și lase casele, familiile, lucruri și să se ducă la Ierusalim atent. Sărbătoarea aceasta a Paștelor, a Azimilor, ținea 7 zile. În care nici unul din poporul Israel n-are voie să aibă nici în casa lui, cei care au rămas acasă și nici de să în templu, pâine rostită, decât azi. Și să-și aducă aminte și să învețe și pe copiii lor ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei, pentru zica aceea, i-a scos din robia grea Egiptului cu mâna lui tare. E bine să avem obiceiul, este bine să avem obiceiul bun. Domnul Iisus, după obiceiul bun, în ziua de sabat, intra în sinagogă și învăța pe noi. E obicei bun să venim la casa Domnului și duminică dimineața și duminică după masă. E un obicei bun să venim la casa Domnului și joi seara. E un obicei bun să venim la casa Domnului și marți seara. Acina mea a zis numai una, și după aia încă una. Și dacă mai continuăm, e un obicei bun ca acolo în cămăruța noastră unde ne vede numai Tatăl Ceresc. Să avem obicei să ne plecăm de mânchi și să ne chinăm lui Dumnezeu și în adevăr. E un obicei bun să mă oprim din alergarea asta pământească. Ne îndreptăm gândul către Dumnezeu și către Cuvântul Lui. Sunt și obiceiuri rele și să ne ajute Dumnezeu să ne lăsăm de ele. Nu vorbim prea mult, dar vorbim numai de unul, ar fi bine să lăsăm, măcar în casa Domnului, să nu mai buconăm ecranele astea care atâta timp
și atâtea resurse iau din viața noastră și nu ne fac bine. Atât despre obiceiul. Acum îți vorbește cuvântul Domnului despre băiatul acesta Iisus. La vârsta de 12 ani a fost dus și el la templu. A stat și el acolo la praznic. După timpul care a stat acolo, s-a întors acasă și ne-a fost părinții. Dar băiatul acesta nu era ca și ceilalți. Nici măcar nu era un simplu om. Băiatul acesta și-a lăsat slava pe care a avut-o la dreapta lui Dumnezeu. A luat un chip de om. S-a născut în ieslea Betleemului. Și-a crescut ca orice copil de pe lumea aceasta. Dar eu rămân uimit și nu pot să înțeleg cum El, Cel care a fost Fiul lui Dumnezeu, unicului Fiu născut din Tatăl, care a spus El și Tatăl, una suntem. Și când a zis Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne-am de ajuns. Și Domnul Iisus a zis, Filipe, atâta vreme cu voi și nu mă cunosc. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Copilul acesta în care era dumnezeirea lui Dumnezeu a putut să trăiască pe pământul acesta și să facă să fie nevăzută de cei din jur. Nu a fost copilul minune. A fost un copil ca și ceilalți. Eu nu știu cum prin toți sporii ființei lui nu a izbucnit dumnezeirea lui cerească. E o mare minune. Că la noi oamenii nu un pic dacă este unul cu ceva. Impresie de talent și deja. Așa se cerne și rămâne și deloc nu va ajunge sus. Unicul Fiu al lui Dumnezeu a trăit împreună cu ceilalți copii și nu l-a văzut nimeni că El este Marele nostru Dumnezeu. Ce înțelepciune, ce evlavie, ce desăvârșire. Și ce frumos exemplu pentru noi care până la urmă nu suntem decât niște oameni. Noi dacă avem ceva, am primit de la El. Și se cuvine, să zic așa, să fim mai smeriți decât El. Dar nu suntem putințele noastre. Însă măcar să luăm exemplu de la El, gândindu-ne cum a putut să trăiască în felul acesta în lumea asta. Pentru că Dumnezeu așa a rânduit să locuiască în El toată plinătatea Dumnezeirii. Dar nu s-a văzut așa cum noi ne-am fi așteptat sau cum s-ar fi așteptat alți oameni. Lucrul următor care aș vrea să-l observăm pe scurt din textul acesta este că a fost praznicul acesta minunat de 7 zile și toată mulțimea aceea venită în Ierusalim după ce s-a încheiat praznicul și-au luat toți bagajele și-au plecat la casele lor, la tâmpărie, la agricultură și la ce mai fi făcut ei, la vamă, unde o fi fost. Dar a fost cineva care n-a plecat.
ceresc, fără să ceară cineva lucrul acesta. Am sărbătorit și noi sărbătorile acestea așa numite de iarnă. Au trecut. Ce facem noi după caz? Îl uităm și îl așteptăm să vină anul acesta? Mai sunt până atunci aproape 12 luni? Sau rămânem mințile și inimile noastre în viețile noastre pe tot parcursul anului? Și cum se zicea dimineață, suntem la început de an și poate ne gândim să luăm hotărâri noi, hotărâri bune înaintea lui Dumnezeu și să ne ținem de El. Băiatul Iisus, la 12 ani, n-a plecat acasă. A rămas în templu cu învățătorii care erau acolo, îi asculta, le punea întrebări, vorbeau împreună. Și când mama lui mustrător, cumva la dojeniș, a zis, de ce ai făcut asta? Că uite, tatăl tău și cu mine te-am căutat plin de îngrijorare. Și l-a zis, dar voi nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Să învățăm și noi lucrul acesta. Să nu uităm repede când trece o sărbătoare sau un prasnic, ci să avem un folos de pe urma lui. Dumnezeu să ne ajute. Mai aș împărtăși cu dumneavoastră un gând, chiar dacă unii puteți zice că nu chiar reiese așa din textul acesta. Maria și Iosif s-au luat cu cunoscuții lor, cu prietenii, au plecat către Nazaret și n-au băgat de seamă că l-au pierdut pe băiatul Iisus. Când și-au dat seama, cale de o zi s-au dus pe la toți cei care mergeau spre casă, pe la unul, pe la altul, și întrebau, nu lasă să și ziua întreagă, nu l-au găsit. Nu era cu niciunul. N-au știut ce să facă, s-au întors înapoi la Ierusalim. Și l-au căutat o zi întreagă și nu l-au găsit. Nu știu unde au stat noaptea, a doua zi dimineața au început iar să caute și nu l-au găsit. Și a treia zi dimineața, de la început, până s-au dus în templul Domnului. Întrebarea este, știm noi unde îl găsim pe Iisus? Că în funcție de aceasta o să ne fie căutarea mai lungă și mai grea sau mai ușoară și mai scurtă. Este tendința noastră omenească să ne căutăm împlinirea la prieteni, la cunoscuți, să avem rețelele noastre în care parcă ne simțim bine, ne place și suntem satisfăcuți. Dar nu uitați un lucru, noi nu putem fără Iisus. Dacă începem căutarea cu lucrurile acestea, o să dureze lungă.
Și oriunde l-am căutat, dacă nu-l căutăm în casa Tatălui, și dacă nu-l căutăm așa cum a zis Domnul Iisus, pentru că templul până la urmă a fost dărâmat, el nu mai este nici astfel acolo, dar nu este asta o problemă, pentru că a zis Domnul Iisus, vine ceasul și a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Să-l căutăm în casa Tatălui și să-l căutăm acolo unde ne putem închina înaintea lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Așa îl vom găsi. Și așa vom scăpa de îngrijorarea cu care îl căutăm și noi. Și poate când îl găsim, îl întrebăm și noi, dar unde ai fost, Doamne? Dar mai potrivit ar fi să mă întreb pe mine. Unde am fost eu? Că eu am plecat de la casa Tatălui. Eu am plecat de la locul unde este relația personală cu Dumnezeu. În spate. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm și din lucrul acesta. Mai este un lucru care mi este greu să-l înțeleg și îl înțeleg numai în parte. Și acesta este pentru toți acei care mai avem părinți. Unicul Fiu al lui Dumnezeu, care avea Duhul lui Dumnezeu peste el fără măsură, Duh de înțelepciune, de pricepere, de fapt, de tărie. S-a dus cu Iosif și cu Maria la Nazaret și i-a fost supus. Cum să te supui tu Fiului Dumnezeu la tâmplarul Iosif? Nici măcar n-a fost un cărturar, nici de neam ales, nici nu era tatăl lui adevărat. Cum să te supui la Maria, care nici nu știm dacă a avut vreo meserie? Și sigur, erau, cum se zice astăzi, că părinții nu știu atâtea lucruri pe care copiii le știe. Este greșit. Unicul Fiu al Dumnezeu a trăit în supunere față de cei care au fost numiți părinții lui. Cu excepțiile în care trebuia să asculte de Tatălui Ceresc. Cum a fost și în cazul de față când a rămas în templu și n-a mers cu părinții lui. A fost și atunci când a fost invitat la nunta din Cana, n-au mai avut vin și Maria a venit la el și a zis, nu mai au vin. Dar lui nu-i venise încă ceasul. Și a zis, femeie, ce am eu a face cu tine? Dar acestea sunt cazurile izolate în care el trebuia să respecte planul lui Dumnezeu. În afară de asta, până pe la vârsta de aproape 30 de ani când a început propovăduirea, în satul Nazaret, necunoscut, un copil care asculta de părinții lui și era supus. Asta a făcut Fiul lui Dumnezeu. Ce ne permite noi să facem astăzi este responsabilitatea noastră, dar nu ne putem să așteptăm să avem rezultatele, binecuvântările pe care le-a avut El și toți cei ascultători și supuși. Doamne, ajută-ne să învățăm. Amin. Amin. Hey.
Maria a fost cea care a auzit cuvintele Îngerului, care i-a spus că cel care se va naște din ea va fi cel căruia Dumnezeu îi va da împărăția, scaunul de domnie al Tatălui s-o da, va domni pentru veci peste casa lui Israel și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a mai spus și alte lucruri. Și a le păstrat inima ei. Și totuși, nici ea nu l-a înțeles destul de bine. Luca zice că a făcut cercetări amănunțite cu privire la lucrurile pe care le-a scris. Probabil că a stat de vorbă și cu Maria. Și prin zecele ce a spus, s-a gândit să-i spună și această întâmplare care este unică în felul ei. Dar Luca specifică aici. Dar ei n-au înțeles spusele lui. A vorbit Dumnezeu ucenicilor și nu mai odată. Și le-a spus despre ceea ce o să se întâmple. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea. N-au înțeles nici femeile. Și când au mers la mormânt, a trebuit îngerii să le spună: dar vă nu știți ce v-a spus eu? Și atunci au început să înțeleagă. Au mers cei doi spre Emaus și le vorbea Domnul Iisus din toată Scriptura ce le-a scris cu privire la el. Și nici atunci nu au înțeles. Că au zis după aia, nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile. N-au înțeles ucenicii nici în grădina de Siman când a zis Domnul Iisus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și pentru că n-au înțeles, n-au putut să se comporte cum trebuie. Și au avut de suferit. Datorită neînțelegerii, luăm atitudini greșite, decizii greșite, facem lucruri greșite. De aceea e bine să ne dăm toată silința, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. E greșită vorba care se spune: eu nu citesc ca să nu știu, ca să nu mi se ceară. Greșit. Ferice de cei care caută să înțeleagă acest cuvânt al lui Dumnezeu, că ne este de mare folos. Evanghelia după Marcu nu spune, nu istorisește nimic despre această perioadă din viața Domnului Iisus Hristos. Nici Evanghelia după Ioan vorbește doar de întruparea Domnului Iisus Hristos, dar nu istorisește ceea ce s-a întâmplat. Matei alocă primele două capitole cu tot cu genealogia. Luca alocă și el tot vreo două capitole, dar poate un pic mai lungi. În afară de întâmplarea aceasta citită în seara aceasta, de când a fost Domnul Iisus copil și până aproape de vârsta de 30 de ani, nu mai găsim scris clar, istorisit despre
ceea ce a făcut El. Sunt totuși lucruri pe care le putem înțelege. Versetul 40. Pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul Dumnezeu era peste el. Versetul 52. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul Iisus Hristos spune altă prejurare. Tatăl mă iubește și nu a fost niciodată, pentru că eu totdeauna fac ce este plăcut. În această perioadă, El a făcut întotdeauna ceea plăcut de Dumnezeu. Pentru că dacă viața Domnului Iisus Hristos nu era o viață desăvârșită, fără păcat, mântuirea mea și a dumneavoastră nu se mai face. A trebuit cineva cu o viață desăvârșită, fără niciun păcat în toată viața lui, să guste moartea pentru noi toți, pentru că asupra lui moartea ne avea putere, pentru că moartea era plata păcatului. De ce, m-am întrebat, nu este plin cuvântul lui Dumnezeu cu privire și la această perioadă de viață lui Iisus? Am înțeles că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământul acesta cu un scop foarte precis. Roman 8 spune: din pricina păcatului, pentru că Dumnezeu a vrut să osândească păcatul în firea pământească și legea nu putea face lucrul acesta, din pricina firii noastre pământești, a cărui Dumnezeu a trimis din pricina păcatului pe Fiul lui Dumnezeu, ca să osândească păcatul în firea pământească. Și ne spune epistola către evrei, spune despre Dumnezeu: tu n-ai voie nici jertfă, n-ai voie nici prin nou, n-ai voie nimic altceva decât mi-ai pregătit un trup. Și Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. A trăit pe pământul acesta știind foarte bine pentru ce a venit. Atunci când au adus pe îndrăcitul acela la Domnul Iisus, pe care ucenicii nu l-au putut elibera, și Domnul Iisus Hristos l-a dat părinților lui, eliberat un om normal ca și ceilalți, toată mulțimea de acolo, deci cuvântul Domnului, au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. În momentele acelea, Domnul Iisus Hristos n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să îi ia pe ucenicii lui și să le spună un lucru: voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Cu câteva versete mai încolo, zice, când s-a apropiat omul care avea să fie luat prin cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Să știți că scopul lui principal, cât a trăit pe pământul acesta, n-a fost ca să se arate pe el ca Fiul al lui Dumnezeu. El a știut că a venit pentru ceea ce le-a repetat ucenicilor când a zis așa: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost zis prin proroc despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor bajocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce vor bate cu ele, îl vor omorâ. Dar, zice, apoi a treia zi va învia.
Într-o împrejurare le-a zis ucenicilor, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, zice. El a știut bine pentru ce a venit. Și nu și-a trăit viața încercând să lămurească pe oamenii din jur, să spune, hei, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu. A scos dragi din oameni și i-a certat și le-a spus să tacă, să nu spună oamenilor că este Fiul lui Dumnezeu. A vindecat pe alții și a zis să nu spui la nimeni. Le-a poruncit cu tărie ucenicilor să nu spuneți la nimeni că eu sunt Hristosul. Pentru că, în primul rând, lucrarea lui era să fie pașocorit, sculpat, bătut, omorât pentru mine și pentru dumneavoastră. Ca să ne poată izbăvi de sub păcat, de sub puterea morții și a întunericului, ca să ne răscumpere, ca să ne poată da iertare de păcate și ca prin moarte să ne nimicească pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Și de la scopul acesta pe care l-a avut în viață, nu l-a putut ținti nimeni pe Domnul Iisus. Nici ispitirile diavolului de care s-a vorbit dimineață. Nici grija lui Petru când a zis, Doamne, să te păzească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Domnul Iisus a fost foarte direct și a spus, înapoi a mea Satan. Gândurile tale sunt gânduri omenești, nu sunt gândurile lui Dumnezeu. El este cel despre care Pavel spune că e taina lui Dumnezeu Tatăl. Și toată viața, și toată lucrarea Lui, și moartea și învierea Lui, ține de această taină a Lui Dumnezeu Tatăl, care se va sfârși în ziua pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceasta. Să nu ne oprim doar a ne minuna de lucrările Domnului Iisus Hristos. Să nu fim bucuroși și fericiți numai de ce a făcut El în vieții noastre, că poate ne-a vindecat, ne-a ocrotit, ne-a dat hrană, ne-a dat îmbrăcăminte, ne-a dat case și așa mai departe. Dacă nu-L cunoaștem și nu-L respectăm ca unicul Fiu al Dumnezeului cel adevărat, nu este El. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm din toate aceste lucruri. Și de la viața Domnului Iisus Hristos, ca să trăim și noi ca și El. Amin. Amin. Preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă gândiți cu oarecare teamă că voi mai predica. Seara aceasta, fratele Petre, am încheiat un pic mai repede să-mi dea posibilitatea să fac o altă lucrare. Și anume, aș vrea să invit biserica să facem o rugăciune specială pentru două suflete care au nevoie de atingerea aducătoare de vindecare a Domnului Iisus. În epistola lui Iacov, în capitolul 5, pe la jumătatea versetului al 16-lea, stă scris: și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. În seara aceasta aș vrea să facem o rugăciune cu ungere pentru copilașul familiei Surducan, pentru micuțul Amiel, pe care medicii l-au programat în viitorul apropiat la două operații. Aș vrea ca mâna bună a Domnului să se atingă de copilașul acesta. Amin.
Cel de-al doilea suflet pentru care aș vrea în seara aceasta să ne rugăm înaintea Domnului pentru rugăciune specială este fratele Pavel. Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Am să invit aici în față pe familia Sfântului și pe fratele Pavel.